stat o deviere Golubović, nu a ieșit execuția. Rusul a alunecat însă Ojenaru. Akim Stanai poate pasa pe culoar lui Drugalege, o centrare în careu, Muscalu poziție de șut, ofend în fața lui, oprisal Muscalu, gol! Gol Ceahlăul! Ce fază frumoasă reușește Muscalu! Începe perfect repriza a doua, echipa lui Costel Enache. Spuneam, o formație care se descurcă mai bine după pauză, marchează mai mult Ceahlăul, Piatra Neamț. Ești vorbă de offside, pasă lungă a lui Stana, prea cu stângul, îl evită pe Oprăsal și apoi tot cu piciorul stâng trage în praznic sus, fără nicio șansă pentru Cătălin Grigore. Bărboianu, s-a înălțat rusul, Spadasio, ajuns la 31 de ani, brazilianul... Merge pierdută de Țigănașu, este lovitură liberă după faultul asupra lui Golubović. Am văzut din nou în imagine pe Mircea Rednic și Dinu Gheorghe. Să vedem cum va reacționa Astra după acest gol primit foarte repede, o pasă riscantă, intercepția lui Spadasio, se retrage acolo însă Dudu-Brugă, o viteză superioară pentru fundașul de bandă al nemțenilor.